Începând de azi, 1 februarie, se modifică codul rutier, noile sancțiuni vizând și șoferii care vor da dovadă de un comportament agresiv în trafic. Aceștia vor rămâne fără permis pentru 30 de zile. Printre persoanele sancționate în urma noului cod rutier se numără șoferii care merg în zigzag și care pleacă cu scârțit de roți, cei care fac drifturi, cei care circulă agresiv, cei care claxonează fără motiv. Ministerul Educației introduce bursele pentru învățământ primar în noul ordin cu criteriile de acordare a burselor. Astfel, elevii claselor 0-4 pot beneficia în acest semestru de burse de ajutor social și de performanță. Noul ordin emis ieri urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Actul normativ conține numai puțin de 17 modificări și completări ale vechiului ordin. Începând de azi, certificatul COVID expiră pentru mai mulți români. În această situație sunt cei care și-au făcut ultima doză de vaccin cu mai mult de 9 luni în urmă. Noile norme europene aplicabile de azi prevăd că în Uniunea Europeană se poate călători doar cu dovada pentru doza booster. Un nou produs a fost scos din vânzare, existând suspiciunea contaminării cu salmonella ce poate provoca afecțiuni grave stomacale sau intestinale. De data aceasta, Mega Image retrage de pe piață un sortiment de cârnați și solicită clienților să nu consume produsul, ci să-l distrugă sau să-l returneze. Românii din diaspora vor fi primii care se vor bucura de renunțarea autorităților la restricțiile pandemice. După Marea Britanie, care a eliminat din restricții, azi Danemarca a renunțat la toate restricțiile, inclusiv masca de protecție și certificatul COVID. Evenimentele cu public se pot desfășura fără limită de participanți. Doar călătorii care intră în Danemarca trebuie să prezinte în continuare dovada vaccinării. Pe parcursul ultimei săptămâni, Danemarca a înregistrat între 33.000 și 47.000 de cazuri noi zilnice.